Forfotă mare la Palatul de Cultură din Soroca. De această dată, nu doar în sala mare a răsunat muzica, ci și pe coridoarele instituției. Colectivele artistice din raion au venit cu tot ce au ei mai bun pentru a susține atestarea colectivelor cu titlul model, eveniment ce are loc odată la 4 ani. Astăzi, pentru confirmare și confirmare, în scenă vor apărea 35 de colective. Încă o dată, acest lucru ne dovedește că avem un potențial destul de vast, pentru că avem și orchestre de fanfare, avem și dansatori, avem și ansambluri folclorice, avem și colective de teatru, teatru cu păpuși, avem colectiv coral, ansambluri vocale, deci practic toate genurile de arte astăzi vor fi prezente în scenă și își vor demonstra maestria și capacitatea de a deține mai departe acest titlu onorific model. Valentina Gâlca este conducătoarea unuia dintre cele mai longevive colective artistice din raion. Este vorba de Floare de Noroc din satul Volovița. Nu este prima oară când susține atestarea, de aceea s-a pregătit ca la carte. Ne atestăm deja mulți ani, am venit la atestare cu un obicei măsuratul laptelui. Adică e un obicei de la noi, chiar din zonă, și am venit cu niște cântece intercalate prin obicei, tot păstorești, și mai avem și, adică nu am venit chiar numai cu cântece intercalate, am venit cu cântece care am cântat deja de 30 de ani, noi avem 30 de ani de când cântăm. Ansamblul din 2007, prima atestație a trecut în 2012, acum suntem la a treia atestație și am venit cu un program de cântece folclorice din teritoriul de la noi și sperăm să trecem cu bine. Deci astăzi vom prezenta obiceiul păstoresc împodobitul ciobanului. Sigur că avem emoții, dar credem că o să fie totul bine, suntem bine pregătiți. Bine pregătit a fost și unul dintre cele mai tinere colective artistice din raion. Este vorba de Sânzienele de la Racoveț. Suntem ansamblul Sânzienii de la Casa de Cultură Racoveț. Am venit pentru a conferi titlul model. Suntem pentru prima dată, avem activat 3 ani și jumătate și am venit cu 3 lucrări. Emoții avem, suntem vii și, cu Doamne ajută, să arătăm ce putem. Emoții au trăit astăzi chiar și actorii, dar și dansatorii. Rând pe rând, aceștia au ieșit în scenă pentru a-și demonstra maestria. Este așa ca un fel de evaluare a activității fiecărui colectiv din județul Soroca și din orașul Soroca. De ce toți cred că au pregătit ce au cel mai bun, cel mai autentic, cel mai frumos pentru a promova cultura orașului Soroca și a municipiului. Nestrenii de data asta vom ieși cu niște dansuri noi, autentice, deci joc de sărbătoare și sârba gospodarilor, care sunt bazate pe pasul folcloric și încercăm să scoatem ceva frumos. Teatrul Scăpărici, teatrul de păpuși, activează de fapt din anul 1991 când i s-a acordat titlul model. Suntem astăzi în pregătire. Anul acesta noi de fapt ne-am bazat pe literatura lui Ion Creangă. Gogoașa de Ion Creangă, vă invităm cu mare drag! Nelipsiți la atestare au fost și meșterii populari din raion, care au venit cu toate uneltele necesare. Într-un colț se țesea, croșeta, iar în celălalt se împletea din lozie. Din anul 2006 am fondat studioul Sălcioara, după care, evident, am pornit 15 copii și 15 am și acum. Astăzi am hotărât să venim cu cel mai simplu obiect, că vedeți că ne trebuiește cât mai multe utilaje să aducem, dar astăzi ca machetă am luat sticla și împletim sticla. Colectivele artistice au fost evaluate de către o comisie formată din reprezentanți de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, dar și de la Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial. În cazul atunci când nu se prezintă la atestare colectivelor sau nu susține cu succes acest program de atestare, după anul nou acest colectiv urmează a fi lipsit de salarizare. Asta nu înseamnă că colectivul dispare, colectivul poate să activeze, însă sigur că nu mai are de acum susținerea financiară a Consiliului Regional Soroca. Și avem colective bune și toate colective se prezintă la nivelul cuvenit. Sperăm că și în acest an o să avem colective care nu vor susține această probă de atestare. În raionul Soroca activează 35 de colective artistice.